Bucharest Gaming Week, cel mai nou și interesant eveniment dedicat jocurilor video, a fost prilejul perfect de a ne reîntâlni cu pasionații de IT și gaming din România. În cadrul main eventului desfășurat la Romexpo, prin standul nostru au trecut sute de gameri care au testat realitatea virtuală, au participat la concursurile și tombolele noastre sau au admirat noul sistem de gaming Raptor 5. Chiar lângă standul nostru se afla zona Romanian Game Developers Association, unde mai mulți producători români de jocuri și-au adus proiectele în fața publicului general, pentru a obține feedback valoros. Curios din fire, am dorit să aflu mai multe detalii despre proiectele lor. Ok, l-am alături de mine pe Dungy, am înțeles că își spune. Da. Salut! Salut! Ce joc ne vei arăta astăzi? Sau ce joc, la ce joc ai contribuit tu? Jocul nostru al echipei Fox Dice Studio se numește Blink Rogues și este o combinație dintre un shoot'em up clasic gen Chicken Invaders și Quake, pentru că punem foarte mult accent pe partea de PvP, player versus player. Am văzut mai devreme, m-am uitat un pic la un match și am încercat să-mi dau seama care e relația dintre cei doi jucători? Cum se confruntă ei doi? Pentru că aparent niciunul nu este pe jumătatea celuilalt de ecran, dar cumva se omoară între ei. Da, fiecare player are un lane al lui și acolo face farming, de acolo își ia majoritatea punctelor, dar 10 secunde pe minut poate să folosească mecanica Blink, de aia se și numește Blink Rogues, prin care poate să sară în ecranul celuilalt. La fel poate și inamicul. Cele mai multe puncte totuși se iau omorându-ți inamicul și așa trebuie să echilibrezi farming-ul și vânatul celuilalt player. Cum vedeți dezvoltarea acestui joc în viitor? În momentul ăsta este gata? Nu este gata. Momentan încă testăm mecanicile, armele. Urmează să facem partea de online, pentru că mereu a fost făcut să fie un e-sport. Și evident partea de grafic am făcut-o cât am putut noi de bine, dar o să urmeze să găsim un art director și să fie cu adevărat superbă. Încercăm să-l lansăm în anul acesta, dar oricum noi vrem să-l dezvoltăm în continuu, fiind e-sport, deci s-ar putea să ne lungim și cu asta. Dar demo-ul deja este lansat, e la noi pe site. Site-ul este foxdivestudio.com, iar pe Facebook tot așa Fox Dive Studio, iar jocul se numește Blink Rogues. Cauți pe Facebook, ne găsești acolo cu știri și tot ce mai trebuie. Ce faci, mă? Se bate pe garaj? Rave Arena este un joc pe care l-am văzut aici în standul RGDA. I-am lângă mine pe cei de la Never Games, adică Mihai și Dan. Perfect, Mihai și Dan. Voi sunteți cei doi? Sunteți 100% din echipa Never Games? Suntem 66% din echipa Never Games. Mai există un tovarăș de-al nostru, Cerbu. Am înțeles. Salutări, Cerbu. Vreau să ne spuneți un pic despre Rave Arena. Ce este, care a fost ideea din spatele acestui joc? E un joc PvP, 1 versus 1. Ideea din spatele lui a fost să facem un joc original, ușor de jucat pe mobil, ușor de prins, dar în același timp și cu o adâncime în strategie și care să necesite skill și dinamism. Am scos niște elemente care sunt greu de implementat pe mobil, gen targeting-ul și are auto-aim, și am integrat tot într-o interfață ușor de folosit cu niște culori atractive și a ieșit jocul. Ok, în ce stadiu sunteți cu dezvoltarea jocului și poate fi el încercat de oricine în acest moment? Da, el este în alfa. Acum avem 4 arene, 4 nivele, 4 arme, 2 caractere și se poate juca de oricine. Poate să-l joace lumea aici, nu este încă pe store. Corect. Adică înțeleg. O să-l scoatem o versiune, un soft launch în România probabil, undeva la începutul verii. De cât timp lucrați la acest joc? De 9 luni. Aveți și alte joburi în afară de Never Games? Nu, în afară de Never Games nu. Adică eu cel puțin mi-am dat demisia special ca să lucrez 100% pe chestia asta. Asta a fost visul, ca să zic așa, după 12 ani de muncă în corporație. Planul este să-l lansați când și pe ce platforme? Planul este să-l lansăm în vara anului ăsta pe iOS și pe Android. Și ulterior o să vedem
cum evoluează lucrurile. Pentru că ăsta e unul din motive pe care am venit aici. Să nu vindem pielea ursului din pădure. Am venit aici, am văzut că oamenilor le place, mergem în pasul următor. Scoatem în România, vedem dacă merge și mergem mai departe. Super, eu vă mulțumesc că ne-ați prezentat jocul și cine știe, poate atunci când o să fie gata, vă invităm la noi în studio și vorbim mai multe despre mai tot procesul. Cu cea mai mare plăcere, mulțumim și noi! Space Chemistry, chimie spațială. Îl avem alături de noi pe Alex, de la studioul care se numește Fragmented Pixel. Am văzut un pic de gameplay mai devreme din jocul ăsta, mi s-a părut foarte interesant, te rog să le explici și spectatorilor noștri care este treaba cu acest joc și în ce constă toată șmecheria. Noi acum vreo două luni ne-am înscris la un concurs, GameLab Bucharest, organizat de Game Dev Academy, și am mers acolo împreună cu un coleg și a trebuit să venim cu o idee de joc, un concept de joc. El a jucat foarte multe jocuri bazate pe fizici și de acolo ideea să facem ceva cu fizica lichidelor. Vreau să-mi spui puțin despre ideea asta. Am văzut că mergeai cu roboțelul ăla, adună apă și aruncă în flăcări și stinge foc. Și înțeleg că toată chestia asta se extinde la mai multe substanțe, nu? Adică trebuie să faci mai multe lucruri. Ideea principală este cum că tu erai într-o navă și nava aceea a pățit ceva și tu ești roboțelul de mentenanță care trebuie să salveze nava, să salveze misiunea. Scopul tău per total este să repar nava. Uh-huh. Și de-a lungul navei tu te întâlnești cu toate substanțele pe care le transportai prin navă. Uh-huh. Și cu focul care era de la căzutura meteoriților. Și de acolo ar trebui tu să colectezi, să combini substanțe și să vezi ce diferite reacții au, nu știu. Practic rezolvi niște puzzle-uri. Exact, asta ne-am dorit, să fie niște puzzle-uri care să aibă legătură cu fizica, nu știu. Că aburul le ridică în sus, că apa le stinge focul, tot felul de reacții chimice. În ce stadiu ești? Sau sunteți o echipă mai mare? Da, suntem, în momentul ăsta am rămas 3 oameni și suntem într-un stadiu mult mai bun decât la început. E bine, ce planuri aveți cu jocul? Când vreți să-l lansați și pe ce platforme? Vrem să-l lansăm pe PC în principiu și am dorit să-l lansăm pe Steam, cred că undeva la 12-15 luni, ar mai trebui să lucrăm la el. Putem să ne trimitem oamenii să vadă mai multe despre jocul tău pe adresele spacechemistry.fragmentedpixel.com sau dacă e mai simplu să caute Space Chemistry pe Facebook. Jocul poate fi încercat de către oricine sau momentan nu este disponibil în demo? Momentan vrem să fixăm tot ce am văzut astăzi și ieri la Bucharest Gaming Week și după aceea o să scoatem și demo-ul. Super! Mult succes în continuare! The Equinox Hunt este următorul joc despre care vom vorbi astăzi. L-am alături de mine pe... Șerban Robert. De la studioul... Everstar Studios. Așa. În primul rând, hai să stabilim de la început. Cât sunteți în acest studio? 5. 5 oameni. M-am uitat un pic la jocul vostru, arată ca un 2D stealth something game. Vreau să ne spui mai multe despre joc și ce planuri aveți pentru el. Ne-am inspirat de la Darkwood, un joc tematic horror, și am încercat să adăugăm elemente de survival, stealth și să facem acțiunea să fie cât mai horror pentru personajul care va juca, să simtă pericole dintr-o pădure când ești urmărit de niște persoane. Am văzut că trebuia să te furișezi cumva și existau niște inamici care aveau și arme, nu? Da. Există vreo cale să lupți împotriva lor sau trebuie efectiv să te furișezi? Momentan nu, dar plănuim să adăugăm pe viitor arme și posibilități de a lupta împotriva lor. Desigur, acestea nu vor fi permanente și vor avea durabilitate. Am înțeles. Deci, practic, este mai mult un survival decât... Combina cu stealth și cu un pic de horror, încercăm să aducem cât mai multe să facem o genre mai nouă. Am înțeles. Ce planuri aveți? Pe ce vreți să-l lansați și când? Pe Steam. Cel mai târziu, la finalul anului, cât mai repede cu posibil. Cât mai repede. Momentan aveți un singur nivel? Da. Dar vreți să lucrați, să adăugați mai multe? Ce feature-uri vreți să adăugați? Vreți să adăugăm mai multe personaje, mai multe mecanici și mult mai multe nivele diferite. Jocul poate fi testat acum undeva de către publicul larg sau doar la eveniment? Publicul ne poate găsi pe Facebook, ne poate cere un mesaj și o să le dăm gata cel mai nou build. Spune-ne cum vă poate găsi lumea, la ce adrese web sau Facebook? Pe Facebook la The Equinox Hunt sau pe evilstarstudios.com. Zona jocului Keep It Up, nu? Da. Tu ești? Adrian Voinea. De la studioul? Îl numesc Fireseer. Fireseer. Cât de mare este studioul? Eu. O persoană. Da. Jocul arată destul de bine și finisat. Spune-ne mai multe despre el. A început ca... E primul meu joc de solo, ca să zic așa. Și a început mai mult ca un proiect care îl vreau să-l termin cât mai repede. Și am ajuns
să tot adaug să fie din ce în ce mai polișat. Și acum sunt foarte aproape de release, aș zice. Am înțeles, aproape de release. Da. Despre ce este jocul? Cum are o poveste în spate sau cum funcționează? Nu, este strict un joc mod arcade, casual, target pentru happy și foarte, foarte mult mi-am dorit să fie un portrait game care să poți să joci pe mobil cu o singură mână. Am înțeles. Asta se poate juca cu un singur deget, bănuiesc, da, doar... Exact. Totul este din mișcarea de swipe a playerului. Uh-huh. Scopul este ca acea biluță, nu? Să da. Tot urce... Să urce până termin nivelul. Jocul este level-based, nu este infinite runner. Am înțeles. Și există niște obstacole pe drum, da. Am înțeles. Arată destul de bine. Ai spus că te pregătești de un release în cel mai scurt timp. Despre cât timp este vorba și despre ce platformă? Eu sper să reușesc să-l pun într-un beta program, într-un beta launch în 2 luni, din care să strâng feedback cât de greu este jocul, etc. Iar acest beta release va fi doar pe Android la început, iar release-ul final, conform feedback-ului după, va fi pe Android, iPhone și iPad. Ultima întrebare, aș vrea să ne spui cum poate lumea să încerce? Poate lumea să încerce jocul în momentul ăsta sau este... În momentul ăsta nu, va putea să-l încerce odată ce-l pun în beta access. Ok, fireseer.com, bănuiesc că asta este, da. Și să ne spui pe Facebook, aveți un... Nu avem încă pagina de Facebook. Ok, dar e timpul să lucrați la asta. E timpul, ai perfectă dreptate. Deci, există interes pentru dezvoltarea jocurilor în România? Există, iar în acest episod v-am oferit doar câteva exemple. Vouă ce joc v-a plăcut cel mai mult? Așteptăm răspunsurile voastre în secțiunea de comentarii, iar dacă v-a plăcut acest episod, ne puteți transmite acest lucru printr-un like și un subscribe. Până data viitoare, vă urăm toate cele bune. Pa, pa!